În cartierul Rudar, cea mai mare problemă o reprezintă traficul autovehiculelor de mare tonaj către și dinspre Vama Giurgiu, cu atât mai mult cu cât în această zonă nu există trotuare și din această cauză riscul producerii unor accidente este foarte mare. Oamenii din zonă au cerut tot timpul să fie amenajate măcar trotuare aici, dacă pentru traficul tirurilor nu este identificată încă o soluție. O sesizare pe această temă a fost depusă și în urmă cu două zile. Consilierul municipal Adrian Anghelescu a relatat despre acest caz în emisiunea Între Da și Nu de ieri seară. Chiar ieri am depus în numele locuitorilor din zonă și am cerut măcar o soluție de compromis. Un pad de hidromasă cu pavele behaton din zonele în care s-au scos alte zone din oraș și cu o balustradă, practic pentru protejarea copiilor din zonă. În aceeași emisiune, fostul viceprimar Alexandru Vladu a arătat că pentru realizarea de trotuare în cartierul Rudari documentația este aprobată de mult timp, numai că până acum nu au fost demarate demersurile pentru începerea și finalizarea lucrărilor. Deci măcar pe o parte, da. Pentru că același lucru s-a făcut pe șoseaua Bălănoaie, pe o singur sens s-a pus pavele și am zis la vremea respectivă să punem și în Rudar, pentru că deja știți că anul trecut au fost niște accidente pe șosea și a zis, domnule, asta să fie primul pas în modernizarea Rudarilor. Deci se poate începe de mâine, pentru că proiectul este aprobat. Pentru ca și în cartierul Rudar să fie amenajate trotuare, au fost depuse foarte multe petiții de către locuitorii din acest cartier. Până la această dată însă nu au fost parcurși pașii necesari pentru ca lucrările să fie demarate.